O elevă în vârstă de doar 16 ani a fost înjunghiată în picior imediat după festivitatea de începere a noului an școlar. Agresoarea, tot o minoră, este chiar fosta prietenă a iubitului tinerei vătămate. Conform mesajul.ro, polițiștii din cadrul Poliției Capitalei, secția 5, s-au autosesizat cu privire la faptul că, în urma unui conflict spontan, o minoră în vârstă de 16 ani a fost înjunghiată cu un obiect înțepător, tăietor, în zona piciorului de către o altă minoră de aceeași vârstă, în timp ce se aflau pe o stradă din sectorul 1. Polițiștii au acordat primul ajutor victimei, iar ulterior aceasta a fost transportată de un echipaj medical la o unitate spitalicească, în stare conștientă, cooperantă, în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate. La scurt timp a fost identificată și depistată tânăra bănuită de săvârșirea faptei, care se afla în custodia poliției. Potrivit surselor, Antena 3, adolescenta agresată a fost deja externată din spital după ce plaga tăiată a fost cusută. Se pare că tânăra care a înjunghiat-o este fosta iubită a prietenului ei, iar conflictul a fost unul spontan. Polițiștii secției 5 continuă cercetările sub coordonarea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Eu eram acasă, a ieșit de la liceu, știu doar că au tăbărât pe ea trei fete, nu le cunoaște pe niciuna, a lovit-o pe la spate. Mi se pare din filme, zici că suntem în filmele de acțiune, nu este normal ca un copil minor să aibă briceag la ea, să lovească cu el. Nu există, nu conștientizez lucrul ăsta. Nu pot să trec cu vederea asemenea lucru. Erau toată gașca, a rămas cu un băiat în urmă și au traversat să meargă spre parc. De acolo, fetele din spate au venit și au dat în ea, s-au bătut și una din spatele ei a venit și a înjunghiat-o și au fugit, spune mama elevei, care a subliniat că va depune plângere, relatează mesajul.ro.